analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu. Dăm această săptămână cu subiecte culturale. Este unul din motivele pentru care este aici alături de mine și de dumneavoastră doamna Denisa Șuță, este manager la Muzeul Național Constantin Brâncuși și consilier județean din partea PNL. Bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultători. Având în vedere că mereu vorbim despre politică și aproape că toată lumea s-a săturat să mai audă sau să mai dezbatem acest subiect, chiar m-am bucurat când am auzit că sunteți invitata mea și asta pentru că la muzeul pe care, să zic așa, că îl păstoriți dumneavoastră sau aveți grijă de el, pentru că se vede asta și în mediul online, ați avut posibilitatea și intenția mereu de a aduce lucruri frumoase pentru Târgu Jiu și pentru oamenii de aici. Sunt foarte multe vernisaje, au fost și vor fi. Chiar dacă este un an greu, marcat de un război la graniță, de pandemia care a trecut și nu prea, iată că nu ne oprim în loc și am fost aviz de a citi, poate, a merge la teatru, a merge la muzeu și, slavă Domnului, chiar anul acesta și teatru și muzeul de aici, din Târgu Jiu, au fost așa pe sufletul omului. Este adevărat, probabil, și din cauza faptului că ne-am confruntat cu o situație extrem de dificilă, cea din perioada pandemiei, aceea cu restricțiile, în condițiile în care foarte greu mediul artistic și cultural s-a descurcat, pentru că era normal că nu se puteau organiza evenimente cu public numeros și este mult mai greu să respecti aceste condiții restrictive în condițiile în care te adresezi publicului și îți dorești să ai cât mai mulți oameni la evenimentele pe care le organizezi. Anul acesta, într-adevăr, au fost foarte multe evenimente și la noi, și la Teatrul Elvira Godeanu, și la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu. Atât noi cât și ei au organizat vernisaje, expoziții, dar și alte evenimente în care am încercat să implicăm elevi de liceu. Noi avem un parteneriat încă de la deschidere cu Liceul de Arte Constantin Brăiloiu și mulțumesc pe această cale pentru deschidere doamnei director Daria Haidău. Sunt copii extrem de talentați la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, m-au surprins. Cred că și târgujienii care au venit la evenimentele organizate de noi au fost surprinși de ceea ce pot face acești elevi. Și am încercat să ne adresăm tuturor categoriilor de public. Eu am credința că de la educație pleacă totul și de la cultură și că dacă ne dorim o societate sănătoasă din toate punctele de vedere, în primul rând trebuie să punem accent pe educația copiilor, pe educația adulților și pe cultură. Oamenii nu pot alege decât dacă le oferi o alternativă. Altfel, sigur, cu toții primim ceea ce este mai facil, așa cum se întâmplă în general în viață cu orice. Ca atare, cred că este bine să îndreptăm oamenii spre cultură, pentru a vedea, pentru a putea discerne, pentru a putea înțelege o operă de artă, pentru a putea face diferența între ceva de calitate și ceva de proastă calitate, între a le educa până la urmă simțul estetic. Iar acest lucru se face numai oferindu-le posibilitatea de a vedea lucruri de calitate. Am văzut că încă din grădiniță, practic, suntem învățați să avem acest simț estetic. Nu? Colorăm, cântăm, învățăm poezii, apoi vine clasa primară. Numai că aici eu o să tot trag semnale de alarmă, având în vedere că foarte mulți institutori, învățători, cam sar orele de desen,
de muzică, ore la care de joc și mișcare și ce mai sunt acestea de abilități, optând pentru această română și matematică care merg mai departe materii la examen. În clasa 5-a se preiau copii de la un nivel la care spun dascălii care au venit și aici în platoul nostru, cadrele didactice, că foarte greu îi reașează pe o schemă de învățământ, având în vedere că nu au noțiunile primare. Da, este adevărat, este foarte mult de discutat despre sistemul de educație din România. Se încearcă această reformă, dar se pare că nu este un feedback pozitiv. Păi în 3 ani, în 2 ani, 3 miniștri, cam mult. Da, și nu ar fi neapărat asta o problemă, schimbarea miniștrilor, faptul că nu sunt continuate într-un fel proiectele, programele și strategiile nu au o continuitate și fiecare vine cu niște idei. Până la urmă, ministrul are în subordine un aparat de specialitate și oamenii aceia sunt cei care elaborează aceste strategii și proiecte care, în mod normal, trebuie să fie specialiști. Părerea mea este că, deși toți cei care lucrează în acest sistem sunt specialiști, nu au contact direct cu copilul și nu pun în centrul acestui proces elevul, ci numărul de catedre, să nu fie făcute disponibilizări și așa mai departe. Este mult de discutat despre asta, însă eu cred că ar trebui să se plece în reforma aceasta în învățământ de la comparație cu statele care au rezultate. Din moment ce se vede foarte clar că de ani de zile România scoate peste 40% analfabeții funcționali și că acești elevi nu reușesc să susțină și să treacă examenele de bacalaureat sau de capacitate, înseamnă că noi avem o problemă cu metoda de a înțelege ceea ce ar trebui să se întâmple la școală. Și dacă țările nordice scot copii foarte buni cu un sistem de învățământ mai relaxat și mai bazat pe practică și nu pe teorie, așa cum este în România, și atunci, să dăm exemplu Finlanda, nu? Că bineînțeles, pe primul loc. Atunci ar trebui să, cred că ar trebui acest specialiști de la asta să plece. De la o evidență a faptului că sistemul nostru de învățământ este greșit, că nu este în interesul copilului și că lucrurile au evoluat. Nu mai suntem acum 30 de ani și eu am un copil în clasa 6-a și sunt de foarte multe ori siderată de mulțimea de informații cu care sunt acești copii bombardați. Ei nu vor rămâne cu, dacă rămân cu 10% din ceea ce este bine. Sunt haotice informațiile, sunt foarte multe, epuizante, da. Prin temele date și prin faptul că acești copii sunt învățați cu un alt tip de memorie. Se pune foarte mult accent în această generație pe memoria vizuală, pentru că ei sunt, văd, au contact cu gadgeturile. Nu-i poți asta opri, pentru că asta exact, este societatea, da, și asta este viitorul. Normal că dacă ei primele informații le obțin din internet sau dintr-un film sau dintr-un documentar, foarte greu copilul ăla va mai citi o carte. E adevărat că are farmecul ei, dar în principal cred că ar trebui să se meargă pe metodele clasice și adaptate la secolul în care trăim. Nu am speranțe că se va face cu adevărat reformă nici după aceste noi proiecte ale legii educației și așa mai departe. Cred că, dimpotrivă, copiii vor fi din ce în ce mai bulversați, pentru că, în mod normal, ar trebui să fie lăsată o generație să termine școala și să-și dea examenele așa cum a început-o. Dacă pe parcursul la 3 ani de zile se schimbă de 3 ori și metodele de evaluare și metodele de susținere a examenelor, contează mediile din anii de studiu, nu mai contează mediile din anii de studiu, dar poate peste 2 ani, înaintea examenului de capacitate, va veni cineva care va spune contează. Exact. Sigur că da, notele pe parcursul anilor de studiu. Și atunci sigur că nu știi cum să canalizezi copilul
pentru a se pregăti pentru aceste examene. Este bine că aveți un liceu cu care colaborați în sensul ăsta, pentru că, da, acolo este finețe, este multă imaginație, este multă sensibilitate și cred că țara asta are nevoie de așa ceva. Am devenit, poate, nu știu, mai reci, mai rigizi, mai frustrați din toate motivele date de pandemie și acest război de la graniță, dar să nu uităm lucrurile frumoase despre care, iată, vorbim acum, frumoase expoziții la care intrarea a fost de multe ori gratuit. Tot timpul a fost gratuit. Tot timpul a fost gratuit, deci iată, poate foarte mulți nici nu știu aspectul ăsta. La toate evenimentele pe care noi le organizăm, intrarea este gratuită. Am gândit, nu că n-am avea nevoie de bani pentru investiții, absolut că avem nevoie de bani, însă am considerat că acel loc care a fost străin Târgu Jienilor până în anul 2020, atunci când am deschis, acel loc a fost străin. Toată lumea care intră pentru prima dată spune, tot timpul m-am întrebat ce-o fi fost în casa asta, da. Acolo lângă prefectură. Acolo lângă prefectură, da. Dat fiind faptul că a fost o casă de protocol a Consiliului Județean, sigur că publicul nu a avut acces acolo, însă este o construcție extrem de frumoasă, foarte, foarte interesantă și cu o istorie foarte interesantă, pentru că acolo se țineau piese de teatru în perioada în care Barbu Gănescu era proprietarul acestei case, care și poartă numele. De asemenea, erau tot felul de activități artistice și culturale, dar și politice. Și mai mult decât atât, în perioada 1937-1938, în perioada în care Constantin Brâncuș a lucrat la ansamblu monumental Calea Eroilor, a locuit acolo. Pentru că, așa cum știm, el deja se mutase, plecase la Paris și s-a întors la Târgu Jiu la chemarea Aretiei Tătărăscu pentru a realiza ansamblul monumental Calea Eroilor și atunci Constantin Brâncuș a fost găzduit acolo. În perioada în care a locuit acolo, Constantin Brâncuș a realizat o instalație extrem de interesantă din trovanți și pietre de râu, cele mai multe aduse de pe râul Blahnița, susțin specialiștii, și a numit aranjat acei trovanți astfel încât ei să semene cu niște vietăți, cu niște unele dintre pietrele respective sunt zoomorfe, au forme de animale și le-a numit grădina cu vietății de piatră. Din nefericire au dispărut o parte dintre acești trovanți, este greu să fie reconstituiți, despre unii dintre ei știm cam unde este locația, despre alții nu știm. Dar sigur că și pentru restaurarea lor sunt necesare fonduri și fonduri foarte importante, pentru că sunt declarați monument istoric. Da, sunt pietrele vii, nu? Da. Așa le spune. Sunt declarați monument istoric și orice intervenție asupra lor este extrem de costisitoare. Și de asemenea, în curtea casei Barbu Gănescu se mai află masa mică. Prima masă pe care a realizat-o Constantin Brâncuș este tot monument istoric, este de categorie A, adică de interes național și universal, la fel cum este și masa care se află în ansamblu monumental Calea Eroilor. Diferența este că aceasta este o masă fără scaune, este prima masă, însă Constantin Brâncuș a renunțat la ea din cauza dimensiunilor. A considerat că este prea mică pentru ceea ce gândise pentru ansamblu și atunci a comandat o altă masă, iar din cele două mese, din picioarele celor două mese a rezultat această masă mică care se află în curtea casei Barbu Gănescu, iar din tăbliile celor două mese a rezultat masa care se află în ansamblu monumental Calea Eroilor. Sigur, și aceste două piese sunt în proprietatea Unității Administrativ-Teritoriale Primăria Târgu Jiu, însă le-am obținut în administrare pentru 10 ani printr-un proiect de Consiliu Local.
Despre imobil aș mai putea să vă spun că este pe un nucleu de la 1790. Inițial a fost el românesc, ulterior... Multă istorie acolo, da. Da, și este și o energie pozitivă, să știți, chiar este. Și cred că nici nu reușeam să facem atâtea lucruri dacă nu exista această energie pozitivă, pentru că așa cum dumneavoastră probabil știți, eu am preluat această casă fără nimic, doar pereții, nu exista absolut nimic acolo, nici scaun, nici masă, nici nimic. Și nimic, cu mari absolut rezerve din partea unora că vă veți descurca. Că bineînțeles că toată lumea... Nu trebuie să uităm nici asta. Nu, da, trebuie să uităm, și în afara acestor rezerve, unii chiar au mers mai departe și au încercat să pună tot felul de piedici, foarte multe, și unele dintre ele de-a dreptul grotești. Chelare, probabil, da. În 1929 casa a fost refăcută de unul dintre cei mai renumiți arhitecții din Târgu Jiu, austriacul Julius Doppelreiter. Multe dintre cele mai frumoase imobile din Târgu Jiu sunt realizate de el. Ulterior, casa a mai suferit în 2004 un proces de restaurare cu cântec. A și fost... mă rog, cercetat modul în care a fost făcută această restaurare. Acum ea din nou este într-o stare destul de dificilă. Noi am încercat să igienizăm, să ținem cât de cât cel puțin partea de parter. Demisolul este foarte frumos și noi ne-am dorit ca acolo să facem un spațiu de expoziție, însă nu putem face asta până nu restaurăm. Organizăm și acolo evenimente, însă mai rar, și în principiu mergem pe genul acesta de instalații de artă abstractă, moderne și așa mai departe, dar mai rar, ceea ce se adaptează spațiului. Vom avea pe 27 octombrie, la inaugurarea ansamblului monumental Calea Eroilor, în parteneriatul pe care îl avem anul acesta cu Centrul de Cercetare și Promovare Constantin Brâncuș. Evenimentele se vor face în comun, iar la muzeul nostru va avea loc vernisajul expoziției de pictură semnat Georgiana Brandt, și în același timp vom avea recitaluri de muzică și poezie susținute de violoncelistul Mircea Suchici, profesor, așa cum știți, este cunoscut în județul nostru și nu numai, și de asemenea pianistul Florin Berculescu de la Lira Gorjului, unul dintre cei mai iubiți, cred că, artiști muzicieni din județul nostru. Și de asemenea recitalurile lor vor fi susținute de actorii de la Teatru Dramatic Elvira Godeanu, Titu Eugen și George Drăghescu. De asemenea, secretarul literar de la Teatru Național Marin Sorescu va fi alături de noi, și poetul Spiridon Popescu. Dar înainte de 27 octombrie, pe 19 octombrie vom vernisa două expoziții la care vă invităm, bineînțeles, la toate evenimentele vă invităm pe toți, și pe dumneavoastră și pe ascultători. Pe 19 octombrie la 17:30 vom vernisa două expoziții foarte frumoase și foarte sensibile, o expoziție de pictură intitulată Rapsodia Sufletului, semnată de artista Eva Radu, și o altă expoziție de grafică și gravură semnată Răzvan Dragos. Sunt doi artiști extrem de valoroși ai din România. Sunt Eva Radu a și obținut la Bienala Internațională Constantin Brâncuș premiul 2 cu o lucrare foarte frumoasă. Iar Răzvan Dragoș nu a avut expoziție personală, însă a avut o lucrare expusă în cadrul Bienalei Constantin Brâncuș. Foarte frumos, iată evenimente la care, da, eu cred că vor participa număr mare, mai ales de acum încolo, pentru că, iată, promovăm acest lucru. Încă o dată spun că eu sunt sigură că cei mai mulți n-au știut poate foarte multe lucruri despre ce am vorbit puțin mai devreme, intrare, cine participă. Chiar vreau să vă întreb dacă
adresabilitatea este mai mare în care rând pensionarii vin, copiii, aveți parteneriate cu școlile în afară de liceu? Da, mai avem parteneriate cu școlile, însă în principiu punctual. Pe, de exemplu, evenimente organizate cu ocazia Zilei Culturii Naționale sau de Ziua Brâncuș. De 1 iunie am văzut. Și de 1 iunie, sigur că da, avem parteneriate cu mai multe școli, pentru că noi ne dorim să aducem copiii, să aducem oamenii și să învățăm să vină acolo, pentru că acolo se întâmplă lucruri. Și am fost tot timpul deschisă, însă parteneriatul cu elevii de la Liceul de Arte este foarte important pentru noi, pentru că este un liceu vocațional. Copiii de acolo sunt copii talentați, ei trebuie să fie sprijiniți, merită să fie sprijiniți, pentru că sunt fac lucruri foarte frumoase palpabile și oamenii trebuie să le vadă. Și mă mândresc cu două, este un concurs internațional Constantin Brâncuș, două ediții, voiam să spun, pe care îl desfășurăm în colaborare cu Liceul de Artă Constantin Brăiloiu. În primul an am marcat 145 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, a fost un concurs de portrete realizate de elevi și studenți de la licee și facultății vocaționale. L-am organizat online pentru că era în perioada pandemiei și am primit peste 500 și ceva de lucrări din mai multe țări, care au fost jurizate și bineînțeles au fost premiate. Anul următor, la 146 de ani, am organizat din nou acest concurs. Au fost peste 600 de lucrări de această dată. Ele au fost de altfel cuprinse în cadrul unui album pe care l-am editat cu sprijinul primăriei municipiului Târgu Jiu, Motive și simboluri, și de asemenea în perioada februarie-martie anul viitor vom organiza cu o altă temă acest concurs pe care sperăm noi măcar 5 ani să-l desfășurăm. Cel cu portretele, am reușit să expunem aceste portrete în cadrul pavilionului României la Dubai. Chiar în perioada în care s-a sărbătorit ziua Constantin Brâncuș, pe parcursul întregii zile, în pavilionul României la Dubai au rulat pe niște ecrane gigantice lucrările din acest concurs și tot atunci, de asemenea, au rulat fotografiile domnului Ionel Scăunașu. Era o expoziție pe care noi o aveam în perioada aceea expusă la Muzeul Național Constantin Brâncuș cu operele lui Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, surprinse în cele patru anotimpuri. Lucrări de o sensibilitate extraordinară și de asemenea au fost expuse la Dubai. Anul acesta, foarte importantă a fost Bienala Internațională Constantin Brâncuș, care s-a desfășurat în două etape. În prima etapă am deschis cu vernisajul expoziției, am avut 60 de lucrări semnate de artiști din 40 de țări, niște lucrări de grafică, în principiu cam în toate tehnicile. A fost o expoziție pe care am realizat-o în colaborare cu Fundația InterArt Aiud, păstorită de artistul plastic Ștefan Balog. Iar în cea de-a doua parte am avut lucrări care au intrat în concurs, lucrări trimise de artiști din țară. Au fost trimise peste 100 de lucrări, au fost selectate 80 de lucrări și de asemenea 3 dintre ele au fost premiate cu premiul 1, 2, 3 și ulterior au mai fost acordate premii speciale. Lucrările sunt de o înaltă calitate, dintre toți artiștii care au trimis lucrări la această bienală sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, mulți dintre ei sunt profesori la universități de arte din țară.
Și pentru acest eveniment vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat și pentru implicare artistului plastic Zuzu Caratănase, care este unul dintre cei mai mari graficieni ai României, este profesor la Universitatea de Arte din Iași. De asemenea, domnului Ovidiu Ionescu, tot artist plastic, profesor la Universitatea de Arte din București, și domnului Răzvan Dragoș, de asemenea, profesor la Universitatea de Arte din Constanța. Am avut din toate colțurile țării și, de asemenea, partenerii la realizarea acestui eveniment au fost Uniunea Artiștilor Plastici din România, cele două universități, Universitatea de Arte București și Universitatea de Arte Iași, Fundația InterArt, pe care am precizat-o mai devreme, și de asemenea Fundația Nomen Est Omen, care este prezidată de marele critic de artă Mihai Plămădeală. Această bienală s-a încheiat pe 30 septembrie, când au fost finisate aceste lucrări, și la final a fost susținut un recital de muzică medievală, ceva inedit pentru Târgu Jiu, însă care a fost primit cu brațele deschise de către oamenii care au participat la eveniment. De asemenea, la eveniment ne-am bucurat de prezența doamnei ministru secretar de stat din Ministerul Culturii, doamna Diana Baciuna. Acum vor fi ridicate lucrările de la bienală, chiar zilele acestea, pentru că ne pregătim să panotăm expoziția din 19 octombrie. Însă deci pleacă un eveniment și vine altul. Dar o parte dintre lucrările expuse la bienal au fost donate de către artiști Muzeului Național Constantin Brâncuș. Ele vor intra în patrimoniul muzeului și în momentul în care vom încheia noi aceste documente de natură contabilă, mă rog, administrativă, eu îmi doresc ca această expoziție să rămână ca o expoziție permanentă în cadrul Muzeului Constantin Brâncuș, astfel încât oamenii să poată vedea lucrările și după încheierea acestei bienale. Cred că am vorbit cam mult. Să mai vorbesc eu atunci, că iată, mai sunt doar două luni și se încheie anul și bănuiesc că, așa cum este fiecare lună cu frumusețea ei, cu tradițiile, cu obiceiurile, cu cultura vis-a-vis de ceea ce ne-a lăsat istoria și tradiția, cu siguranță vor fi evenimente și de acum încolo. Vreau să vă întreb copiii ce vor găsi în vacanță, pentru că sunt 7 zile în care fiecare face ce poate. Dacă nu se duce la bunici, poate rămâne în oraș și merge la teatru, poate, uite, vizitează un muzeu, le dăm șansa să audă în acest moment această informație și să facă un pas acolo. În principiu, în perioada de iarnă, noi în preajma Crăciunului obișnuim să împodobim bradul la Muzeul Național Constantin Brâncuș în interior cu globulețe pictate de copii. Facem ateliere și chiar și felicitări. Și în perioada Crăciunului, înainte de ajun, atunci când oamenii mai sunt în oraș, organizăm diverse evenimente cu colinde. Anul trecut am avut cor de colinde, corul Liceului de Arte Plastice Constantin Brăiloiu. Am refăcut cumva acest obicei al pizărăilor și am oferit nuci, mere și colacii copiilor care au participat la eveniment. Au fost copii inclusiv de la școala gimnazială numărul 1 Motru, și cam asta în perioada iernii. Anul acesta îmi doresc foarte mult și sper să și reușim să facem o expoziție de icoane. Florin și Ina Gheorghiu îmi doresc foarte mult. Am avut o discuție de principiu și îmi doresc foarte mult să reușim să organizăm această expoziție în preajma Crăciunului, da. Însă până atunci, pe 5 decembrie mai avem o expoziție Anca Pașa Deaconu, va fi o expoziție de asemenea foarte interesantă de pictură și grafică, și cam atât spre
finalul anului. În principiu, cu copiii preferăm să organizăm în perioada de vară evenimente și primăvară, pentru că fructificăm zona din curtea muzeului, pentru că este un parc foarte frumos. Și acolo facem ateliere cu copiile, punem șevalete, copiii lucrează, desenează. Am avut elevi de la Palatul Copiilor, elevi coordonați de doamna Georgiana Brandt, artist plastic și profesor la Palatul Copiilor, un artist plastic extrem de talentat din județul nostru. Și copiii au făcut crochiuri cu casa Barbu Gănescu, unele dintre ele extrem de reușite, și sperăm să le să reușim să organizăm o expoziție și cu aceste lucrări. De ziua cinematografiei, de asemenea, cinematografelor, a fost primul an în care s-a organizat ziua cinematografelor. De asemenea, am organizat un eveniment, o expoziție de portrete cu artiștii preferați realizate de elevii Liceului de Arte Constantin Brăiloiu și totodată actorul Pompiliu Ciochia a susținut o oră de istoria cinematografului în sediul Muzeului Național Constantin Brâncuș cu elevii și le-au explicat de la lumier încoace ce s-a întâmplat în cinematografie. Cam asta anul acesta. Vă sperie iarna și tot ce auzim noi vis-a-vis de plăți de furnizare a gazului sau curentului? Vă întreb asta pentru că încă nu v-am întrebat ce relație aveți cu ministerul. Sunteți subordonați. V-a ajutat acest ministru mai mult decât poate au ajutat miniștrii culturii care s-au perindat prin minister de-a lungul timpului? Pentru că dacă stăm să ne uităm poate la condiția actorului, la condiția pictorului, la condiția celor care au pus arta pe primul plan în viața lor, observăm că ne dă așa, cu lacrimi. Nu e ceea ce au sperat dumnealor, foarte mulți au renunțat la această țară plecând în altă parte unde poate sunt mai bine puși în valoare sau bătrânețile lor sunt se are grijă mai mult acolo decât aici. Nu aș vrea să fac o comparație între miniștrii culturii. Doi au fost miniștrii culturii în perioada în care eu am deținut această funcție la Muzeul Național Constantin Brâncuș. În principiu, cultura este lăsată ultima când este vorba de investiții, dar asta nu se datorează miniștrilor culturii, pentru că eu sunt convinsă că dacă ar exista fonduri, dumnealor ar acorda bani pentru investiții în această zonă. Dar se desfășoară prin Ministerul Poate Culturii. Poate nu cer mai vehement, da. Și eu, nu știu. Nu e vorba despre asta, este vorba despre modul în care se construiește bugetul țării. Și în condițiile în care sunt cheltuieli foarte mari în zone mult mai importante, sigur că cultura s-a lăsat pe ultimul plan. Dar noi sperăm ca acest lucru să se schimbe și revenim la prima discuție, da, la prima întrebare a dumneavoastră. Noi sperăm că aceste lucruri să se schimbe și să fie cultura și educația o prioritate. Dar, iată, ne confruntăm cu situații extrem de dificile de natură socială. La graniță este un război. Sigur că măsurile sunt oarecum de austeritate și vor fi. Nu sunt bani suficienți la buget astfel încât să putem să ne permitem să facem chiar tot ce ne-am dorit să facem. De exemplu, la noi este o prioritate restaurarea casei, dar deocamdată nu s-a putut. Cam ce buget e necesar pentru așa ceva? Din calculele pe care noi le făcuserăm în urmă cu 2 ani, suma era situată undeva în jurul la 5 miliarde de lei vechi. Acum, probabil, cu prețurile la materiale de construcții și la toate și celelalte, și, toate, da? Și la toate celelalte, probabil că se dublează, dacă nu se triplează suma respectivă.
Dar pătițele astea sunteți de voi, practic, să o conservați așa cum puteți, să aveți grijă. Exact, da. Maximă. Deci este tot ceea ce putem, ce putem să facem în acest moment, dar noi sperăm că vom reuși să obținem aceste fonduri și pentru investiții. Noi am încercat, am depus pe timbru pentru monumente, din păcate nu a fost eligibil proiectul, am fost depunctați cu 4 puncte. Eu trebuie să precizez de altfel că noi suntem 3 oameni cu mine cu tot în această instituție, din care una dintre fete a intrat în concediu de maternitate, deci practic suntem adică doi oameni care facem toate lucrurile astea. Și atunci sigur că este greu să faci evenimente și parte de administrație, de hârtii și așa mai departe, ca să funcționeze lucrurile, să elaborezi și proiecte și trebuie să și îndeplinești niște condiții ca să poți elabora aceste proiecte, mai ales în, la cele pe fonduri europene, pentru că sunt câteva axe de finanțare și pe așezăminte culturale. Dar noi încercăm pe Compania Națională de Investiții, încercăm prin fondurile derulate prin Ministerul Culturii. Vom vedea dacă vom și reuși, nu depinde de noi, din păcate. Nu mai avem decât un minut, două, și o să fac o precizare, că nu știu dacă mi s-a părut mie sau așa e, că acest prag al muzeelor cel mai des este trecut în acea noapte a muzeelor în România. Da, de noaptea muzeelor. Într-adevăr, este în acea perioadă un aflux foarte mare de oameni. Sunt curioși, este intrarea gratuită, poate și asta este un motiv, însă oamenii vin, ceea ce este o bucurie pentru noi. Noi organizăm în fiecare an de Noaptea Muzeelor evenimente în care implicăm și publicul. Anul acesta am avut atelier de gravură cu presă, au fost elevi coordonați de doamna Cristina Cioplea, este artist plastic și profesor la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu. Am realizat aceste gravuri pe care oamenii au putut să și le ia acasă. Am făcut de asemenea ateliere de modelaj în lut, de asemenea au putut participa și la aceste evenimente. Este foarte interesant să știți că am observat că în principiu la evenimente nu vine doar o categorie de oameni, că nu v-am răspuns la întrebarea cum mi-am dat seama, ci sunt și tineri și persoane de vârstă medie și persoane mai în vârstă și de obicei nu este același public la evenimentele noastre. Este interesant de studiat acest lucru, dar deocamdată observăm. Da, și să nu uităm că la atelieră mereu cei mici vin însoțiți de cei mai mari, adică de bunicii vin cu copiii. Iată, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm și cu altă ocazie să ne vorbiți despre profilul celui care trece pragul acolo și de toate evenimentele care vor fi, bineînțeles, și de la anul viitor. Încă o dată o zi bună și mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație și vă așteptăm cu sufletul deschis la evenimentele noastre și pe dumneavoastră și ascultătorii noștri. Numai bine tuturor! Numai bine tuturor! La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu.